Peste 20 de gorjeni au sesizat Oficiul pentru Protecția Consumatorului Gorj, fiind nemulțumiți de faptul că atunci când au vrut să rezilieze contractele cu operatorii de telefonie mobilă la care erau abonați, au fost puși să plătească sume foarte mari. Conform legii 161 din 19/7/2010, care modifică legislația privind clauzele abuzive din contracte, se consideră că taxa pe care consumatorul trebuie să o plătească trebuie să fie o taxă de reziliere fixă. Noua lege se aplică atât contractelor aflate în derulare, cât și acelor care se încheie în viitor.